Sunt în direct alături de Orchestra Lăutarii sub bagheta maestrului Nicolae Bodgros. Doamnelor și domnilor, să-i spunem bun venit la Brăila, Savei Negrean Brudașcu! Dragii mei spectatori și telespectatori, iubească-vă Dumnezeu că în această sfântă zi de duminică, sfântă seară de duminică, m-ați primit la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această cinste din toată inima mea. Să trăiți, să trăiți într-o mulți ani, că trebuiți! Plecat moțul până țar.
și cu tocuri de rășină să le deie pe fărime. Căci munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Întoarce moțul acasă. La pruncuț și la nevastă, la pruncuț și la nevastă. Murgule, hai, foaie verde de mohor, ulmitor și învinător, de căsuța ce-am lăsat și de pentru prima oară în viața mea cânt la cel mai frumos public din România, în Brăila. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Așteaptă-mă doar că viu, dor și dor, te-aș veni și mai târziu, dor că mor. Dar să nu mă ții pe mult, să plătesc cât i-am făcut. Yeah.
afară și în amu, dor și dor. Subțietul modorul, dor că mor. Și de amu și până seară, subție mă doru iară. Ai da 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 era, era da 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 da. A fost o perlă din județul Sălaj, de acolo, de unde mă trag și eu. Dacă e prima oară să fiu la dumneavoastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu fie și ultima, că mi-ar fi drag să mai fiu la dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragii mei. Alături de mine, maestre, și mă bucură acest lucru, sunt doi profesori de excepție ai Clujului. La taragot, profesorul Ioan Berci, iar la acordeon, profesorul Dorel Rohian. Le mulțumesc că au fost și de altă dată aici cu mine, la Brăila. Ce n-am avut, am trăit cum am putut, măi.
Am adus, să știți, de la Cluj și un cântec ce mi-e foarte drag. E cu flori de liliac. Nu mai e liliac nici la Cluj, nici la Brăila, dar parfumul florilor de liliac prin cântec rămâne totuși în suflet.
ciorni din sat, să puie tine la pat. Hai da 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 da, hai da 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 da. Că ziar știi primărița, iar aprinde ulița. Hai da 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 da, hai da 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 da. Că ziar știi primărița, iar aprinde și casa. Hai da 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 da, hai da 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 da. Nu știu ce populație are orașul dumneavoastră, Brăila, dar cred că n-a mai rămas nimeni acasă. Dumnezeu să vă iubească! Și acum iată și-o sfântă rugăciune pentru neamul românesc. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, oprotește-i pe români. Țară bogată, mult ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe român. Săracă, țară bogată, iar trăiești tot supărată, Doamne, ocrotește-i pe român. Transilvania mea sfântă, de mult ai fost urbită, Doamne, ocrotește-i pe român. Dă-i-a nostalgianul sfânt, cât o mai fi pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe Doamne, în paza ta, ori și
Orchestra Lăutare din Chișinău, maestru Nicolae Bodgros, profesorul Ioan Berci, profesorul Dorel Rochian. Un moment cu totul special aseară aici, la Festivalul Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării. Mulțumim Savei Negran Brodașcu pentru acest recital extraordinar. Vă mai așteptăm la Brăila. Spun bine? Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Cui sărută! Și sporește cui iubește! Că suntem la un festival al dragostei. Sufletul. Mulțumim, mulțumim, stimată doamnă!